Dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă după incendiul devastator produs miercuri dimineață în jurul orei 5 în localitatea Eremitu din județul Mureș. Vă avertizăm că urmează informații cu impact emoțional. Un bărbat în vârstă de 62 de ani a murit și alți trei bărbați de 42, 35 și 30 de ani au fost răniți grav în urma incendiului care a cuprins un depozit de carburant și material lemnos. Conform pompierilor, focul care a ajuns și la două corpuri de clădire s-a extins pe o suprafață de circa 4600 de metri pătrați cu degajări mari de fum. Autoritățile au transmis un mesaj de avertizare a populației prin intermediul RoAlert pentru incendiu major. La locul incendiului au intervenit echipaje din cadrul ISU Mureș, polițiștii din cadrul secției 5 Poliție Rurală Miercurea Nirajului și o echipă operativă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic Mureș. De asemenea, au intervenit trei echipaje SMURD. Răniții au fost transportați la unitatea de primiri urgență a Spitalului Județean din Târgu Mureș. Deocamdată se fac cercetări în scopul stabilirii cauzei incendiului.